atmosferă de mare sărbătoare în satul Zâmbreni. Localnicii s-au pregătit să-l întâmpine pe unul dintre cei mai importanți musafiri, pe milionarul Vlad Plahotniuc, tot el și vicepreședinte al Parlamentului. Nu contează că unii săteni habar n-aveau cine îi onorează cu prezența, dar știau că vine cineva cu greutate. Așteptăm pe domnul Plahotniuc. E drept? Vine un napodobie, cum spun eu, nu prezident, nu... Vrode că el e ca milionier, e un hoț. De unde ați auzit așa ceva? Da, de unde, dacă e stăs acolo hoț. Iar la domnul, cum îi spune, Vlad, cum îi zice mai, Trandafirul. Vicepreședinte, nu știu cum acolo am înțeles eu. Mai nici nu-i clar, așa se aude că e un bogat. E milionar, deci e obișnuit cu cei mai buni, spun sătenii, așa că nu s-au putut face de râs. Au afișat pe strada principală a satului un convoi de motociclete cu drapelul Partidului Democrat. Ele stau pentru a întâlni pe domnul Plahotniuc. Drapelul stă la ce partid? Partidul Democrat. Cine v-a pus să-l țineți aici? Primarul. Primarul de Zâmbreni, care este de la PD, era copleșit de emoții. Nu și-ar fi iertat dacă ar fi uitat de vreun detaliu. Întâmpinarea a fost pe potrivă. După ce a vizitat biblioteca, Vlad Plahotniuc a mers la cantina socială. Scumpul său costum, ori statutul său de milionar, nu l-au împiedicat să se așeze lângă bătrân și să guste din bucate. Toate cele, de obicei, ce are o, conține o zamă de casă, cartofi, carne de pui, nu-i carne, ba da, o găsesc acolo. Eu văd că la domnul primar este. Pentru felul 2 nu i-a rămas timp, așa că s-a ridicat grăbit, a mulțumit pentru masă și s-a dus la biserică, răcorindu-se apoi la fântână. Am aprins și 3 lunări. Nu se. E o chestiune deja de ține de lumea la unde ca fiecare om. Bătrânii de la cantină au rămas cu viața lor, dar nu vor uita că au stat alături lângă un demnitar important, chiar dacă nu au reținut exact cine le-a fost oaspete. Și noi îl știm cum e. Cheamă. El a fost ministru, dar pe și noi e greu aud și n-am putut să-l înțeleg și ministru.